Bun găsit, dragii mei, la o nouă ediție astăzi de Lifestyle. Am schimbat din nou genericul pentru că am simțit nevoia, lunea fiind zi de astrologie, da, de horoscop, l-am pus frumos pe Claudiu, așa că vinerea fiind ediție specială, fiecare vineri și unde discutăm despre make-up și tot ceea ce ține de noutăți și vedete, am putea spune, l-am adăugat pe Dragoș. Dragoș, care este, bineînțeles, alături de mine acum. Ce părere ai, Dragoș? Bună! Bine ai revenit! Ce părere să am? Am fost super fascinat așa de el. Bine, îl știam. Știam noua variantă de săptămâna trecută, dar nu mă știam și pe mine acolo. Te știi și pe tine adăugat. Da, n-am știut. Asta a fost o surpriză frumoasă. Ai complotat-o pentru ea, simt. Îți dai seama, păi nu trebuia. Eu am zis că e de bun augur să fiți acolo pentru că suntem coprezentatori și împreună ducem la capăt o emisiune drăguță pentru ai noștri telespectatori. Așa este. Și sunt nerăbdătoare să văd ce mi-ai pregătit astăzi. Sigur, ai tu. Da, da, da. Ai ceva să știi pe că mine. Avem un subiect foarte, foarte interesant. Am râs pentru că îl aveam în cap, voiam să ți-l spun, dar m-am oprit. Okay. Și m-a venit să râd, evident. Avem niște personaje foarte interesante. Bine, sunt toate femei astăzi, deci practic rămânem pe aria asta, nu schimbăm nimic, nu schimbăm registrul, de fapt, cu absolut nimic. Rămânem la partea de machiaje, ceea ce făceam și înainte, nu dăm pe niște chestii mai noi astăzi, așa că rămânem constanți pe ceea ce trebuie să facem și începem cu noile noastre fete. Femei din televiziune, așadar, bine, da? Ce avem? Prezentatoare? Da, cred că cam toate sunt prezentatoare. Aha, ok, uite, am început. Da, am vrut să evidențiez faptul că aceste prezentatoare au și emisii bune. Care au avut succes sau care încă au, depinde, nu toate sunt încă, nu deci se mai dau. Deci emisiuni celebre, prezentatoare la fel de celebre, să înțelegem. Iar eu și cu Dragoș vom comenta despre make-up, nu? Că și nu numai, da, aici. Vorbim despre make-up, dar putem să vorbim puțin și despre ceea ce fac ele. Și bineînțeles că vom începe cu Ilinca, care a prezentat foarte multe tipuri de formate, așa e corect? A prezentat destul de multe emisiuni. Super diferite și a rămas la celebra la care este acum nebuneală. Și partea cea mai frumoasă a Ilinca este că poartă tot timpul un machiaj superb, curat, care nu este foarte evident, este puțin, are măsură în absolut tot, are tot timpul o culoare discretă pe buze, fața este conturată aproape impecabil și ea, nu cred că știi, nu cred că foarte, foarte multă lume știe, are un defect la un ochi. E, știi că fiecare avem o parte diferită față de alta. Da. La unii se vede mai mult, la alții mai puțin. La Ilinca se vede puțin această diferență, dar, vezi, cu ajutorul machiajului reușește să acopere. Adică are un ochi mai... Mai cum? Puțin mai mare, mai bulbucat puțin, e o chestie puțin diferită, dacă o vezi un pic îți dai seama. Nu e ceva tragic sau ceva nașpa, să nu înțelegem că e vreo chestie, o tragedie. Dar există diferența asta, știi? Și machiajul a putut să-i regleze acest lucru și cred că este foarte, foarte tare, pentru că din imaginea pe care o vedem acum nu ne putem da seama că ar exista o astfel de problemă. Da, și e drept imagine drăguță, impecabilă, cum ai spus și tu, și îmi place genul ăsta de machiaj pe care îl poartă. Îți place, în general, dacă îți plac aparițiile pe care le are ea, ce părere ai tu despre machiajul pe care îl poartă în mod normal? Sincer spun, nu am mai văzut-o de mult. Am avut, cred că un sezon 2 sau 3, dacă nu mă înșel, al show-ului pe care ea îl prezintă. Și da, pot să spun că îmi plac aparițiile ei. Are o echipă bună în spate, o echipă care o îmbracă, care o machiază. Are un tot, așa ca să spun. Deci, da. E ok. Deci e așa, da. Să știi e că... Așa, da. Acum pot să spun până la urmă, chiar dacă poate o țineam ca un secret sau ar fi trebuit să o țin, dar știi că eu cu secretele stau prost. Chiar înainte ce de emisiune am vorbit despre niște chestii foarte interesante pentru rubrică, care ar putea pune niște condimente extra așa pe ceea ce facem noi aici. Și poate facem o treabă drăguță cu niște niște îmi place, nu-mi place, ceva, așa, o chestie din asta. Așa, uite, vezi? Ce zici, facem? Da, cu el nu. Dar trebuie să facem două și trebuie să fii sinceră.
Adică unde ai... noi doi să facem... Păi, dar cine e? Doar eu? Ok, deci vedem niște imagini și... Și arătăm verdictul. Spunem. Verdictul. Da, da, trebuie să o facem. Nice. Ți-ar plăcea? Nice. Da, mi-ar plăcea, dar mi-ar plăcea și mai mult dacă am interacționat cu ai noștri telespectatori și l-am face așa ca pe un joculeț împreună cu ei. Ia păi, o să ne gândim să facem o chestie interactivă de genul ăsta și plănuim ceva, apoi vom anunța. Uite, da, la asta nu m-am gândit, dar idei sunt tot timpul, nu ducem lipsă de ele. Bineînțeles. Hai să vedem o altă prezentatoare alasă de Dragoș. Haide. Până una alta. O altă celebritate din asta. A, uite, asta este o emisiune, de exemplu, care în momentul de față nu mai este difuzată și o avem pe Bianca. Cred că am mai avut-o noi de câteva ori și de bine și de rău, am împărțit părerile astea. De data asta vom vorbi doar despre apariția pe care a avut, sau aparițiile pe care le-a avut la această emisiune. Apariții bunicele, să știi. Ea tinde către o Barbie din asta, știi, îi place să fie genul ăsta de femeie și, ca să fiu sincer, pe de o parte reușește, pe de o parte mai are un pic de lucrat că aia e, nu poate să fie Barbie, dar nu e nici rău, e o variantă e bună. E 99,9% Barbie, ce să mai... Aș fi zis doar 90 eu. Compliment. Poate fi, uite, vezi același lucru, pe de o parte da, pe de o parte nu. Da. Adică visual. E ce trebuie. Este, da, este o femeie foarte frumoasă, pentru că eu am avut ocazia să o și vă ne cunoaștem, așa că pot confirma acest lucru. Aparițiile pe care le-a avut ea la această emisiune au fost fluctuante, asta pentru că, deși a purtat machiaj de bunicele, uneori a fost mult prea mult, alteori mult prea puțin, știi? Uh-huh. Adică partea asta nu a ajutat-o neapărat extrem de mult, însă și alea care erau variantă mare, multă, excesivă, dar și celelalte care erau mai mult lipsă, n-au fost rele, să știi. Chiar au fost bune. Adică, cu toate astea, ea n-a avut apariții rele și a prezentat o imagine frumoasă tuturor. De asta, probabil, emisiunea s-a bucurat de o audiență foarte mare. Și în momentul în care a plecat de acolo, chiar a plâns multă lume după ea. Și uite că, până la urmă, să știi că așa e. Bianca a reușit să... Și-a dorit tot timpul, din câte mi-amintesc eu, să aibă o emisie pe mână, să fie un host, sau cum se spune, moderator. Da. Gazdă cumva. Așa. Realizator. Și a reușit, iar eu e succes să mai facă chestii de genul ăsta, pentru că n-au fost rele. Și uite că lumea, deși o critică, o admiră și o urmărește, să știi. Da. Ce pot să zic? Nu pot decât să-ți confirm. Nu sunt o fană. Păi da, bineînțeles. Eu am fost fanul ei, am vorbit noi despre asta la un moment dat. După ce am cunoscut-o, mi-am dat seama că e un om normal și n-ar să bălesc așa mult. Precum o făceai, nu? Da, îți dai seama. Este un cuvânt mai nepotrivit, dar ăsta a fost primul care mi-a venit acum. Interesante dezvoluiri. Da, a fost foarte interesant așa și îmi plăcea tare. Vrei să spun sincer, nici da. Măcar nu știu despre ce emisiune este vorba. Este o emisiune cu date-uri, să știi. Da? Da. Sunt convinsă că nici ea habar nu are de emisiunea mea, pentru că e un sentiment așa, dar... Nu zice chiar așa, să știi. Nu contest, știi? Adică nu, fiecare cu părerea lui. Nu îi știu calitățile ale TV-ului, ci drept, ca și prezență, și eu o știu personal și știu că ți-au ochii, ca să spun așa, dar mai știm și de ce ți-au ochii și... Normal. Trecem mai departe și vorbim despre o altă prezentatoare, nu? Da, sunt la fel de frumoasă. Sunt ce fete mi-ai ales. Ia uite, hai că-ți place. E Laura? Păi da. Sau mi se pare? Nu, e bine. Ea e, nu? Ea e. Da. Este la noua emisiune. Bine, nu-i nouă. Da, da. E pentru ea, probabil, puțin mai nou proiectul ea ăsta. Ea este nouă în emisiune, de Așa fapt, este, nu? da. Deși a mai fost în vizită, acum a rămas de tot și să știi că Laura îmi place destul de tare. Sezonul trecut, când a făcut parte din această echipă, nu venea cu fond de ten pe față, era super clean, își machia doar ochii foarte discret și poate puțin buzele. De data asta am descoperit-o Laura mai mult, cu mai mult machiaj, mult mai machiată decât era înainte și nu prea pot să spun că îmi displace, e bine. Adică, cum ar fi să ții? Deci știi cum e Dragoș, o femeie pe care o vezi machiată bună oară, după care o demachiezi, îți poate displace. Că există marea posibilitate, să spunem așa, dar o femeie pe care o vezi mai mult natural, așa cum este Laura, și după care o vezi machiată, nu are cum să ți displacă, pentru că ea arată foarte bine nemachiată. Iar asta pot să confirm și eu, pentru că am văzut-o naturală de foarte multe ori și e foarte, foarte ok. Este foarte frumoasă, este una dintre femeile frumoase pe care le avem. Într-adevăr, un pic ajutată de medicina modernă. Și ea? Normal. O să spun eu după aia, dar are la nivelul feței ceva.
Dacă nu mă înșel, chiar vreo 3 intervenții către acea zonă sau mai multe, știu că a avut, a avut niște probleme. Dar, nu cred că e ceva ce nu se știe. Normal, se știe, doar că n-am vrut eu să zic așa chiar din prima, dar... Nu sunt atât de informată, dar... Dar arată bine acum, bine, lor arăta bine și înainte. Eu știu în varianta de dinainte de la emisiunea celebră cu transformările. Adică asta spun, eu nu știu pe ea având un nas urât înainte, știi? Adică, băi, e ok. Era dacă chiar altfel. Am o problemă la nivelul nasului, nu? Da, e în regulă, fac operația respectivă. Dar dacă eu am un nas oribil sau, mă rog, mai urâțel așa și mă operez și o bag pe aia, știi, aveam Sankey, polip sau de ce se operează, zic că da, nu știu. Da, deviație. Deviație de sept, așa, adică, Doamne iartă-mă, știi, ori o recunoști și o dai pe față, ori le facem doar ca să fim mai ok. Of, nici nu vreau să intru în detalii legate de acest subiect pentru că am terminat apoi marți. Așa da, nu, că... o lăsăm așa. Deci, per total, ne place. Asta este ideea. Da. Machiaj reușit, ea fiind foarte frumușică și naturală, cu atât mai mult este acum machiată așa. Și mi se pare potrivit, adică nu mi se pare nimic exagerat. Uite, are un contouring tare simpatic. Nu e așa? Niște buze naturale, avem puțin fard acolo mai închis la culoare, ce accentuează ochișorii ei drăguți. Chiar că drăguți. Știi ce mi se pare foarte interesant? Și eu căprioară așa aici. Da, da, în poza asta dă puțin. Și poartă și un fel de animal print. Dacă n-ar fost la galben și era alb, era adevărată zebra. Așa zebra. Merge. Este o zebră modernă. Da, e cute. Îmi place. Am observat faptul că la televiziunile mari, foarte mari, cu emisii cu audiență foarte mare, echipele sunt mult mai bune și mult mai bine pregătite față de altele, de la cele care sunt la polul opus. Și mă gândeam așa, băi, atunci când vrei să crești și vrei să ai, pe bune, să fii la un nivel foarte înalt, de ce nu investești în imagine? Pentru că până la urmă oamenii de acasă văd imaginea, nu văd ce se întâmplă în spate, dacă este un singur om în camera masă 100-100. Asta știu doar cei de acolo. Vrei să-mi sugerești ceva? Trebuie să mă apuc de vreo operație? Nu vreau să sugerez nimic, vreau să-ți spun că producțiile mari investesc în oameni, iar producțiile care vor să crească nu cresc tocmai de asta, pentru că nu investești și pentru că rămân la nivelul ăsta. Păi o avem pe fata asta, nu contează, ea puțin, perfect, ea rămâne. Știi? Adică aici e greșit. Proul investește, se vede. Adică toate vedetele care au intrat la acest trust și care au semnat un contract, ca de exemplu Andreea Marin, în urmă cu nu foarte mult timp, sunt vreo 2-3 ani, adică, și a avut o transformare radicală de la felul în care se îmbrăca, la tot. Ana Maria Prodan, de la părul ei celebru, acela... știi? A ajuns la păr drept, coadă, extensii, total diferit. Ea s-a schimbat peste noapte. Și nu numai ele sunt cele mai clare exemple, dar foarte multe și asta te face puțin să te gândești că echipele sunt ca lumea și că oamenii pun preț, foarte mare preț pe imaginea vedetelor lor. Tot vorbim de echipe de make-up, de hairstyling, de tot. Cei care o îmbracă, adică da, normal. Foarte mulți oameni în spatele unei imagini pe care noi o vedem și o criticăm acum la nivelul de imagine. Puteam să spunem, criticăm încă 30 de persoane pe lângă. Să știi adică... că da, cam despre asta e vorba. Dar produsul final este frumos și asta e important. Uh-huh. Le iese aici, dar avem și cazuri în care nu le iese. O să vedem, că mai avem câteva imagini. Hai să vedem o altă prezentatoare, Dragoș. Sper să nu fie... Vreau să spun, sper să nu fie fix cine de care spuneam exemplu negativ. Dar mai e puțin. Și exemple negative. Da, există. O avem pe Mirela, ea a început cu emisiunile matrimoniale și a ajuns la nebunia care se întâmplă acum cu Vulpița, Vulpelul și cum îl mai cheamă și pe ăla. S-a făcut un switch aici, cumva. Da, Simona prezintă, o avem și pe Simona, emisiunea matrimonială, iar Mirela prezintă emisiunea pe care avea Simona. Cred că îi se potrivea mult mai mult formatul celălalt Mirelei, după părerea mea, deși merge și aici, este ok. Machiajele pe care le poartă sunt acceptabile, sunt drăguțele, mai sunt unele cu câteva erori, dacă aș putea să le numesc în felul ăsta. Machiajul ăsta e bun și îți spun și de ce. Culoarea pe care au folosit-o pentru farduri de ploape este potrivită, este în, adică uite cât de frumos îi scoate ochii. Vezi în evidență. Adică culorile sunt complementare. Sunt fix ce trebuie. Adică a mizat persoana aia către ceea ce trebuia. Buzele nu sunt neapărat împăcat cu această nuanță. Pare un fel de roz, deși cred totuși că era un roșu, dar de la filtre e posibil să se fi schimbat un pic nuanța. E roșu cu siguranță. Da. Că o mai văd așa. Roșu, nu? Și de obicei poartă culori tari pe buze, dar are și pe ce buze să le are, aplice, are, așa că mie mi se pare foarte ok. Chiar mă întrebam, știi, nu mai știu când la fel mă uitam și eu la ea, e
e clean, e super drăguț machiajul ei tot timpul și îmi plac foarte tare buzele. Și mă întrebam, Doamne, oare or fi ale ei? Pentru că ea are o vârstă, adică nu e ca și când o vedem pe una, știi că la 25 de ani, 30, cum e mod, acum nu te mai miră buzele nimănui. Dar la ea mi se pare așa foarte frumoase și naturale. Nu știu dacă sunt naturale, dar așa par. Par, nu știu nici eu, sincer, dacă are intervenții. Are un chip drăguț. Are, da, și este ea destul de plăcută, știi? Asta e partea cea mai mișto la ea. Însă, la acest machiaj nu-mi place ceva. Nu-mi place faptul că sprâncenele nu sunt egale, una este mai sus și una este mai jos și sunt evidente. Adică este evidentă treaba asta. Aici s-au grăbit, cred, sau există niște probleme. Uite, sunt multe persoane care întâmpină această dificultate legată de formă. Și vreau să-ți spun că prima persoană vinovată legată de acest lucru este persoana care mergem să ne pensăm. De acolo pornește totul. Pentru că machiajul, știi și tu, mai rezolvă unele lucruri, mai umple unde este nevoie. Așa este, dar nu poate face magie la propriu. Da. Atât timp cât firele sunt poate într-o parte mai jos și lăsate mai jos și într-o parte sunt pensate mult mai mult din partea tot de jos, uite, apar problemele astea și sunt destul de vizibile pentru o persoană care prezintă o emisiune zilnică. Sunt un pic cam nașpa, știi? Dar nu e chiar atât de mare tragedia pentru că merge. Fire la schimbă persoana la care mergi să te pensezi. Asta ar fi concluzia. Da, și vreau să te pun să... Aș vrea să facem un exercițiu acum și vreau să te pun să-mi dai o părere foarte sinceră. Wow. Să te uiți la această imagine și să ți-o imaginezi și pe cea a Lorei. Spune-mi dacă ți se pare... Nu mă refer la calitatea imaginii sau la compoziție, doar la persoanele care apar în ele. Pe de o parte Mirela, pe de o parte Lora. Ce ai avea tu de spus așa ca o diferență între ele, o diferență majoră? Păi, o diferență majoră ar fi ani, în primul rând. Lasă-i! Uite, vreau să zic eu ce diferență majoră și o să fiu rău, dar fii atentă. Părul nevopsit, rădăcinile, machiajul nu este atât la fel de impecabil ca celălalt. Deși buzele sunt frumoase, imaginea e frumoasă, Lora, comparativ cu Mirela, este mult, mult mai bine stilizată, dacă aș putea numi treaba așa, azi de 1000 de ori cu expresia asta, dar aia e, față de Mirela, care nu este la fel de... Știi, n-are totul. Nu știu ce să zic, asta cu rădăcine e relativă, să știi că părul deja nu prea mai trebuie stilizat Andreea, așa la maxim. Lasă, eu nu aș vedea-o pe Mirela, ce vrei să-i pui, extensie? Nu, să o vopsești când îi crește părul, să se vopsească, să nu dar se vadă. Dar poate îi place așa, mie îmi place cum se văd rădăcinile astea așa, nu. De exemplu. O femeie adevărată care se vopsește, care și-a schimbat culoarea naturală a părului, trebuie să-și o țină, să-și o păstreze constant. Dacă nu, crede că poate. Nu s-a înțeles că n-ai fost niciodată nu, mi se pare fanul balaiajului aceluia sau... Nu, mi se par niște chestii deci care... Deci și pe unii culoarea, sunt... nu? De la rădăcini până la vârf, aceeași nuanță. În principiu, da, mai sunt excepții pe care le accept și care îmi plac, însă nu asta, nu varianta asta. Cred că e bine să rămânem pe niște culori pe care le putem controla sau pe niște nuanțe ușor de acoperit pentru, de acoperit. De făcut pentru noi chiar și acasă. Multe persoane se vopsesc acasă, așa că, până la urmă, ar putea învăța și ea. Are suficienți bani încât să investească într-un curs sau să o ajute cineva să o învețe să facă asta. Cineva este rău. Nu sunt răuți, dar așa este. Ce să facem? Haideți să vedem ce mai avem. Hai să vedem următoare poză. Că am vorbit despre doamna Mirela mult. Doamna Mirela, cum o cheamă? Mirela Băureanu? Vai, dar are trei nume, tu ai văzut? Aoleu, da, uitasem pe cel de-al doilea. Ia uite aici. O cunoști? Of, da. Este Andreea. Da. Aș pe tine, îl cheamă Andreea. Tiza mea. Ei, tiza ta e cealaltă dansatoarea. Bălan, cum? Că ea, voi sunteți cu aceleași nume. E tiza, o cheamă Andreea. Nu trebuie neapărat să o cheme tot numele. Ok, Andreea este una dintre cele mai celebre prezentatoare ale, ale unui anumit post de, cum zice Oana Zăvoranu, de turci. Știi cum a numit-o Oana? Păian și nu și cădâm. Nu cred! Ba da, ba da. Dar probabil intuiești de ce? De la gene și cădâm de la Turcia. Am presupus asta cu genele. Adevărat că ea este, doamne, eu sunt curioasă, oare femeia asta mai are gene? Mă, nu știu, cred că ceva o avea, că de-aia există bunile și alte soluții din astea, adică să o ajute să mențină ceva păi acolo. Păi da, ideea e că n-am văzut-o niciodată cu genele ei, când ar avea timp să-și pună. Nici eu n-am văzut-o, timp soluții totuși... Soluții de genul acesta, mă refer, că alea nu se aplică peste genele false, păi alea le pui pe genele tale. Ideea e, când are ea genele ei? Asta era întrebarea. Să știi că a avut Andreea o perioadă în care își lipea gene bandă și atunci, clar, noaptea putea să facă chestia asta, să-și facă acest ritual de îngrijire.
Da, într-adevăr, cât are aceste gene aplicate, cele fir cu fir, e greu, pentru că nu prea ai cum, sunt pretențioase, știu că sunt destul de greu de întreținut. Andreea... Nu aș spune asta. Nu sunt greu? Nu. Bine, mă refer că nu trebuie să ții lângă ochi uleiuri sau soluții de acest gen. Păi, nu au ce să caute, asta îți spuneam. Ea păi soluțiile astea n-au compoziție. Ah, da, e ok. Să-și adauge astfel de soluții de creștere a genelor, pentru că poartă în permanență fir cu fir. Uite, vezi, e puțin e ciudat. Lipsită. Pare a fi tot un fel de bandă la ochi. Vezi, e o chestie ciudată în colțul extern de la ochiul ăsta, da, care e. Da, da, încă da, nu-mi dau seama. Pare, da. Pare chiar bandă, să știi. Pare ceva neregul acolo. Iar sprâncena aia pare interminabilă. Da, are sprâncenele foarte mari. Cred că ori are un tatuaj nereușit, ori trebuie mai mult pensate din lungime. Nu știu să zic. Nici eu nu știu, dar nici nu prea vreau să descoper foarte mult, pentru că este rău. Din păcate, Andreea este exemplu negativ de astăzi, datorită faptului că sprâncenele nu ajută foarte tare, iar ochii, deși nu sunt machiați, sunt destul de clean, genele alea sunt cam dese, cam mult prea multe. Păi, și nu ajută foarte tare, pentru că are ochii mici. Eu știu ce vrea să facă, vrea să lungească și vrea să-și aplice aceste gene pentru a mai scuti machiajul, dar nu chiar așa. Mai puțin Andreea, că... Cei mulți strică. Da, da, strică. Și ăsta e un exemplu și pentru fetele pe care le vedem în mall-uri, dar și la licee, pentru că și facultăți nu mai spun, pentru că îi urmează exemplu și sunt nașpa. Adică să vezi o fată de, nu știu, 15 ani, 16 ani cu genele astea aplicate, e puțin cam... Și o văd. Și e grav, pentru că există, știi? Asta e partea cea mai rea. Dar asta este. Din păcate, acestea sunt exemplele și ne mulțumim cu ele, că nu avem altele. Sperăm să deprindă din discuția noastră ceea ce e în regulă, ceea ce nu este în regulă. Nu spune nimeni să nu spui gene false, dar acele gene trebuie să te reprezinte, să-ți stea bine, nu? Zic da, și eu, normal. Uite, și eu port acum, de exemplu, și nu cred că ai observat ceva în neregulă la ochișorii mei. Nu, n-am observat. Lasă că eu te văd. Stai liniștită că dacă nu-ți spun și nu te taxez, asta nu înseamnă că nu te văd. Știu că tu ești foarte atent la detalii. Ți-am mai spus când am observat eu câte ceva. Contează. Ți-mi minte? Da, doar că eu spre cele ridicate m-am obișnuit deja, dar asta e cu îi place, îi place, cu nu-i place, nu-i place. Aici e un subiect mai finuț ce ține de styling. Una e să vorbești de styling și alta e să vorbim de o sprânceană kilometrică. Da. Adică hai că e total altceva. Tu azi ai niște sprâncene frumoase. Andreea, nu. Mulțumesc. Așa hai că să nu. Vedem o altă prezentatoare. Mai avem Alina, Dragoș? Repede, cred că mai sunt două. Mai este Alina și Simona. Repede, da. Alina este una dintre prezentatoarele mele preferate, deși a început ca actriță, a terminat sau termină în momentul ăsta cu treaba asta de televiziune, cu până a fi gazdă a unei emisii. Dar cred că mai joacă și în... N-am văzut-o. Acum recent, poate că da, nu știu. Este talentat oricum. Este o fată foarte, foarte simpatică și carismatică. Îmi place de ea, îmi place că are apariții bune, dar are și apariții proaste și proaste din alea nașpa, în sensul că este machiată rău, 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 rău. Acum este un machiaj decențel. Din finală, cred că sau ceva, undeva pe finalul sezonului trecut, aici e variantă bună a ei, dar are și apariții nașpa. Alina, când e bine, bine, când e rău, 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 știi? Cam așa. Wow. Da, îmi place de ea, dar nu tot timpul. Cred că ar putea să aibă mai mare grijă și în rest este bombă. Hai să vedem dacă mai avem... Una mai avem. Una mai avem. Eu așa mi-amintesc. Sper să... Da, uite, pe Simona. Și pe Simona, chiar spus. Pe Mireasa. Da. Din păcate nu am găsit o poză cu Simona în care să-i se vadă mai mult machiajul, însă eu am analizat-o foarte atent și vreau să-ți spun că tot timpul are un machiaj foarte clean, cu un fard aproape inexistent sau aproape invizibil pe pleoape. Este super discretă, exact cum este și ea în viața de zi cu zi. Ce a raportată la televizor, la mass media, mm-hmm. Că în rest nu știu despre ea mare lucru. Îmi place foarte tare cum se prezintă, mi se pare că este o prezentatoare bună care se descurcă cu orice format și Simona la emisiunea asta are o imagine super, super, mega frumoasă. Și sunt atât. Total de acord, da? Cu tine, Dragoș. Da, și mie îmi place. Simona e așa, nu știu, o doamnă corectă, nu? Este, da, da, da. Este. E și eu corectă, cred asta. E liniștită, e foarte diplomată. Întotdeauna și în părțile alea rele vede ea ceva bun. E cute, spor pe mai departe. Simona, Dragoș, îți mulțumesc foarte tare pentru azi și să-mi pregătești ceva drăguț vinerea care vine. Vreau să interacționăm cu ai noștri telespectatori. Bine. Și vreau să facem așa o emisiune altfel. Facem, haide, că pregătim.
Vă mulțumesc și vouă, dragii mei, pentru că ați fost alături de noi. Vă doresc un weekend minunat. Ne vedem de săptămâna care vine. Până atunci, nu uitați să zâmbiți!